Ziua, dragii mei, sunt Mihaela de la Șandor și vă propun, în cadrul capitolului privind ereditatea și variabilitatea, să rezolvăm astăzi împreună o problemă simplă de genetică. Dar înainte de a rezolva problema, să recapitulăm. Ce este ereditatea? Ereditatea sau transmiterea ereditară reprezintă transmiterea însușirilor de la părinți la copii. Ce sunt caracterele ereditare? Caracterele ereditare sunt acele însușiri care se transmit cu precizie de la o generație la alta și vorbim aici despre culoarea pielii, a părului, a ochilor, forma nasului sau culoarea fructelor, forma frunzelor și așa mai departe. Ce sunt genele, dar genotipul? Genele sunt mici secvențe din molecula de ADN sau ARN, prin urmare genele sunt situate pe cromozom. Fiecare genă poartă o anumită informație, de exemplu, gena responsabilă pentru culoarea părului, gena responsabilă pentru culoarea ochilor. Genotipul reprezintă totalitatea genelor dintr-un organism. Ce este fenotipul și ce legătură este între acesta și genotipul? Fenotipul reprezintă totalitatea însușirilor unui organism, respectiv caracterele observabile ale acestui organism. Fenotipul este întotdeauna dat de genotip și poate fi influențat de interacțiunea genotipului cu factorii externi. Gene dominante și gene recesive. Fiecare însușire este determinată de o pereche de gene. Genele pot fi identice sau pot avea forme diferite, respectiv variante, care se numesc alele. Genele alele determină apariția unor caractere contrastante, de exemplu, talie înaltă, talie scundă, sau blană neagră, blană albă, sau coadă lungă, coadă scurtă. Genele dominante sunt gene care exprimă un caracter în organism, chiar dacă există într-o singură copie. Ele vor determina caracterele dominante, respectiv caracterele ce se vor manifesta în fenotip. Genele recesive sunt genele care vor exprima un caracter în organism numai în lipsa unei gene dominante. Să nu uităm, genele dominante se notează cu litere mari, A mare, B mare, C mare, iar genele recesive cu litere mici, A mic, B mic, C mic. Organism homozigot și heterozigot. Organismul homozigot este organismul la care un caracter este determinat de o pereche de gene identice, A mare, A mare sau A mare, A mic. Când genele sunt identice și sunt dominante, spunem că organismul este homozigot, homozigot, dominant. Iar când genele sunt identice, dar recesive, spunem că individul este tot homozigot, dar recesiv. Organismele heterozigote sunt cele la care un caracter este dat de o pereche de gene diferite, una dominantă, A mare, și una recesivă, A mic. În această situație vorbim despre organismele heterozigote. Nu uităm, fiecare însușire este determinată de o pereche de gene, 2 de A, 2 de B și așa mai departe. Bun. Și haideți acum să încercăm să rezolvăm această problemă. Se încrucișează doi șoareci, unul cu blană gri și problema ne spune că acesta este caracterul dominant și atunci, în mod automat, se va nota cu literă mare. Gena dominantă cu literă mare, A mare. Deci acesta este individul cu culoarea gri sau, mă rog, cu blană gri. Și el are culoarea dominantă pe care o determină gena dominantă A mare. Se încrucișează cu un individ care are blană albă, caracter recesiv, A mic. Deci acesta este cel care are blană albă,
albul este caracter recesiv și atunci va fi determinat de o genă care se notează cu amic. Noi știm că fiecare însușire este dată de o pereche de gene, deci o pereche de litere, da? Prin urmare trebuie să avem 2 de A în cazul fiecărui părinte. Problema ne spune că ambii indivizi sunt homozigoți. Dacă sunt homozigoți, înseamnă că în pereche avem gene identice. Și atunci, la primul individ, lângă A mare, mai punem încă un A mare, iar la al doilea, lângă A mic, mai punem încă un A mic. Atunci vom avea 2 indivizi homozigoți, unul dominant și unul recesiv, unul cu blană gri și unul cu blană albă. Acum, acești părinți se încrucișează în vederea obținerii unei generații de noi indivizi. După cum știm, la fecundație participă gametii care sunt haploizi, adică au doar jumătate din numărul de cromozom caracteristic speciei și de aceea vor avea doar jumătate din gene, adică o singură genă dintr-o pereche. Când părinții sunt homozigoți, nu este indicat să scoatem gameții. Noi observăm că fiecare părinte poate forma un singur tip de gameți, respectiv gamet purtător de A mare în cazul părintelui dominant sau de A mic în cazul părintelui recesiv. Și atunci nu putem avea în prima generație decât o singură combinație, și anume indivizii din prima generație vor moșteni un A mare, adică o genă dominantă de la un părinte, și un A mic, o genă recesivă de la celălalt părinte. Și spunem noi acum că toți indivizii, vedeți, toți indivizii din prima generație vor fi cu blană gri, acesta fiind fenotipul, iar ca genotip vor fi heterozigoți. Au însușirea dată de o pereche de gene diferite, una dominantă și una recesivă. Am încrucișat 2 șoareci, unul cu blană gri și unul cu blană albă, și în prima generație toți șoarecii care au rezultat au fost cu blană gri. Atunci înseamnă că gri este caracterul dominant. În momentul acesta am răspuns la prima cerință. Mergem la B. Care este probabilitatea apariției unor șoareci cu blană albă dacă se încrucișează între ei 2 indivizi obținuți din prima generație? Bun. Mergem mai departe și luăm 2 indivizi din prima generație. Noi știm că ei sunt cu blană gri și sunt heterozigoți. Fenotip blană gri au ambii, iar ca genotip ambii sunt heterozigoți. Fiind heterozigoți, acum scoatem gameții, scoatem dintr-o pereche genele. Și vom avea pentru fiecare dintre aceștia un A mare și un A mic, adică 2 tipuri de gameți, unul purtător al genei dominante și unul al genei recesive. Ți spunem că aceștia sunt gameții indivizilor din prima generație. Ei, fiind heterozigoți, vor forma aceleași tipuri de gameți și acum, pentru a obține a doua generație, deci, pentru a obține a doua generație, mai avem un pas. Să contopim fiecare gamet al fiecărui părinte cu gameții celuilalt. Ar fi indicat să lucrăm ordonat, adică să contopim primul gamet al primului părinte cu primul gamet al celui de-al doilea. Și atunci rezultatul îl vom scrie aici. Iată, A mare, A mare și am refăcut o pereche A mare, A mare. Rămânem pe primul gamet al primului părinte, dar acum îl combinăm cu cel de-al doilea, al celui de-al doilea părinte și vom avea A mare, A mic. Rezultatul îl scriem aici. Trecem acum la al doilea gamet al primului părinte, A mic, pe care îl combinăm cu primul de la al doilea părinte și vom avea A mic, A mare, dar este bine să scriem gena dominantă prima. Și al doilea
cu al doilea, al doilea gamet al primului părinte cu al doilea gemet, al doilea vor forma, iată, o combinație amic-amic. Am obținut în a doua generație 4 indivizi. Ca genotip, vedeți, unul este homozigot dominant, unul este homozigot recesiv și doi sunt heterozigoți. Dar pe noi, problema ne întreabă probabilitatea apariției unor șoareci cu blană albă în a doua generație sau în situația în care încrucișăm doi indivizi obținuți în prima generație. Și iată, probabilitatea este de 25%. Un șoarece din 4. 25% din șoarecii obținuți în a doua generație vor avea culoare albă. Vor manifesta, cum spunem noi, caracterul recesiv. Iată cum am încrucișat doi șoareci cu blană gri și există probabilitatea, 25%, de a obține un șoarece cu blană albă. De ce? Pentru că părinții erau heterozigoți. Ai reținut pașii necesari rezolvării problemei? Întotdeauna citim cu atenție enunțul, facem diferența între fenotip și genotip și scriem corect genotip. Dacă părinții sunt homozigoți, scriem genotipul și fenotipul descendenților din prima generație fără a mai scoate gameții, gameții fiind de același tip. Pentru a ajunge la următoarea generație, încrucișăm doi indivizi obținuți în prima generație. Deoarece sunt heterozigoți, scoatem gameții pentru fiecare. Lucrând ordonat, combinăm fiecare gamet al primului părinte cu fiecare gamet al celuilalt părinte și scriem perechea de gene rezultată de fiecare dată. Analizăm cu atenție rezultatele obținute și răspundem cerinței. Acum sunteți pregătiți să rezolvați problemele simple de genetică. Vă doresc mult succes!